Televiziunea Română, întâlnirile JTI și Fundația Art Production vă recomandă Garantat 100%. Salutare! Bine v-am regăsit la Garantat 100%. Mare bucurie azi. Invitata noastră este actrița Dorina Lazăr. O așteptam de mult. Să rămână. Bună seara! Mulțumesc frumos că ați venit! Bună seara! Mulțumesc mult de tot că m-ați invitat. Chiar sunt foarte onorată. Noi suntem onorați. Și nu mă așteptam. De ce să nu vă așteptați? Vreți să vă spun drept? E o emisiune pe care eu o iubesc. Pe care o văd. Și totdeauna am admirat persoanele care au stat aici pe canapea și într-un fel, v-am admirat și v-am invidiat pentru alegere. Și de foarte multe ori mi-am spus, măi, eu n-am ce căuta în emisiunea aceea. Nu fac față. Să fim serioși. Nu, pe cuvântul meu de onoare, adică nu fac, nu mă răsfăț, că la vârsta mea nu te mai răsfeți. Dar chiar îmi pare bine că sunt aici acum. Și pentru noi e o mare bucurie. Mare, mare bucurie. Să ne gândim la următorul lucru. Ați fost la clasa domnului Finteșteanu. Asistenți i-ați avut pe Dem Rădulescu și pe doamna Sanda Manu. Doamna Sanda Manu era asistentă și Rădulescu era... Cum v-ați înțeles cu doamna Sanda Manu, în primul rând? Ne era frică de ea. Ne era frică de ea. Ne era groaznic de frică de meșterul Finteșteanu. Pe urmă era Sanda asistentă și Dem Rădulescu. Atunci era primului an și noi am fost prima generație. Sanda era foarte severă. Foarte pretențioasă. Ce înseamnă pretențioasă? Ce vă cerea? Vă spun numai decât. Sanda a fost crescută de o dădacă nemțoaică. Și atunci este structurată în sistemul acesta cu o rigoare interioară extraordinară. Rigoare pe care ne-o cerea și nouă. Și atunci, dacă noi trebuia să venim cu textul învățat, nu exista să nu știi textul. Să dădeau exerciții pe care ți le imaginai singur și le realizai cu colegii, ele trebuiau să existe, să fie. Nu să putea vreodată să spui, n-am avut idee sau n-am avut imaginație. Singurul care glumea și era așa mai relaxat era Dem Rădulescu. Noi am avut mare sprijin în el pentru a fi mai apropiați de catedră. Meșterul Finteșteanu nu avea simțul umorului. I-am făcut o surpriză de 1 aprilie. În clasa noastră mesele erau ca niște catedre, da? Și cu fața acoperită. Și am făcut o surpriză de 1 aprilie, ne-am băgat cu toții, eram 12, sub aceste catedre. Și dânsul, când a venit și a deschis ușa, nu era nimeni în clasă. S-a lăsat o tăcere, am zis, Sanda, ce înseamnă asta? Și am început să bâiguim de acolo, să chicotim, am început să ieșim. Doamne, n-a avut acest simț al umorului, zic, s-a întors, a închis ușa și a plecat. Foarte serios, era cineva foarte, foarte serios. Da, era foarte serios, foarte tipicar. Era un actor, nu era visceral, era structurat, aici se construia rolul. Și plăceau actorii care gândeau, de asta a și apreciat-o și a și iubit-o pe Ioana Măgură. Colega mea, Ioana Măgură, ne-am fost în aceeași clasă. Și îi plăcea felul ei de a gândi și de a-și construi rolurile. De asemenea, îi iubea foarte mult pe Corneliu Dumitraș, Dumnezeu să-l odihnească. El era din Oradea. Zic Corneliu, pentru că totdeauna ne corecta și nu spunea... Să nu-mi spuneți Cornel, pe mine, mă cheamă Cornelius. Și pe Magda Popovici. Ei erau porumbeii lui. Aha. Îi plăcea, erau buni, noi am fost o generație extraordinară. Dar ziceați că vă temeați de doamna Sanda Manu. Ce înseamnă să te temi în situația aia? Să ai sfială. Să ai sfială. Adică cum reacționa dacă nu vă făceați tema, dacă nu răspundeați la cerințe? Are un asemenea simț al umorului incisiv încât te desfința cu zâmbetul pe buze. Dovadă de așa. Începusem să vă spun că noi am fost o generație foarte bună. Eram 4 clase cu 4 profesori minunați, meșterul Finteșteanu, Dina Cocea, Moni Ghelertăr și cred că domnul Șachighian, regizor. Și în generația mea au ieșit Marinuș Moraru, Gigi Dinică, Ștefan Tapalagă, Magda Popovici, Ion Gheorghe Arcudeanu de la Teatru Ion Creangă, Ioana Măgură, cum bine v-am spus. Așa eram noi în clasă. Da, o generație bună, bună. Știți că există lume acum care nu mai știe absolut nimic despre numele astea? Aceste nume nu mai spun nimic unei lumi. E adevărat. Vă doare lucrul ăsta? Vă interesează? Vă gândiți la el? Vă atinge în vreun fel? Am avut o discuție zilele trecute cu Rodica Mandache, exact pe tema asta. Și mi-a spus, măi, tu știi că studenții mei habar n-au cine a fost Mimi Bota. Păi de unde cine a fost Emil Bota? Cred că e soarta actorului. Și eu cred că doar cei care sunt interesați de istoria teatrului și a ariergardei mai pot să afle numele generațiilor care au trecut. Deci, știi, noi am intrat în 57 în institut, dar știam de Iancu Brezeanu, știam de George Storin, adică e adevărat că ei jucau pe vremea aceea. Cred că și timpurile s-au schimbat, cred că și preocupările studenților s-au schimbat. Cred că și, eu mărturisesc că am ce am, cu această metodă de la Bologna a învățământului artistic, și anume că din 4 ani s-au făcut 3 ani, nu ai timp să construiești, să crești un actor în 3 ani. Și în 4 ani să zicem că nu ar fi îndeajuns de pregătit, dar scena și colegii, că totul teatrul se învață și se fură. Meseria se fură. Dar ai timp să-ți formezi o disciplină interioară bazată pe mișcare scenică, pe dans, pe scrimă, pe studiu teoretic. Pe studiu teoretic. Au mare importanță istoria teatrului. Eu mi-aduc aminte, aveam pe domnul Ovidiu Drimba la istoria literaturii universale și învățam cu Ioana Măgură în Cismigiu. Ea tica le învăța, eu venită de la Hunedoara, era numai după flori, păsări și rămurele. Ea a luat 10, mie, domnul profesor mi-a zis, îmi pare rău, domnișoară, văd că ai note foarte bune la alții, eu mai mult de 6 nu-ți dau. Vii și-ți schimbi nota. Și v-ați dus la mărire? Nu m-am dus la mărire, dar de rușine m-am apucat să citesc pe timp de vară toată literatura engleză. Da. Era un timp pentru al fiecărui lucru. Vedeți, cine vă aude acum spune așa, are dreptate doamna Dorina Lazăr. Lumea aia așa se construise, dar acum lucrurile nu mai sunt așa. Știți, am avut odată o discuție, era la teatru, cu Florin Zamfirescu și Florin a spus, domnule, azi împlinesc 60 de ani și am 60 de studenți. Și de atunci, mă, cum să ai 60 de? Nici nu apuci să înveți. Că acum se învață pe module, nu știu exact cum e structurat, dar nici nu înveți numele celor 60 de studenți, dar mi-te să vezi evoluția lor. Dar ies actori buni. Eu cred că acolo unde sămânța e bună, ei răzbesc, dar acum o să spun un lucru pentru care o să fiu foarte înjurată. Vă rog. Eu cred că intră și ies absolvenți prea mulți din profesia, pentru profesia aceasta. teatrele structurate așa cum sunt acum nu-i pot cuprinde și teatrele independente încă sunt haotic administrate, cred eu, organizate. Dar se mișcă. Dar se mișcă, sigur că se mișcă. V-am zis că o să fiu înjurată pentru povestea asta. Sau poate că nu. Sau poate că nu, pentru că dar eu cred că este nu toți ajung actori după ce termină școala. De... Și știți ce surpriză am avut? Că la particulari copiii care intră plătesc. Și profesorii se plâng că acei copii nu vin la cursuri. Da. Mi se pare incredibil. Credeți că e o lume mai... ceva mai rea, mai slabă, mai proastă decât lumea în care ați crescut dumneavoastră? Cred că e o lume mai puțin educată. Deci nu mai proastă, ci mai puțin educată. Nu, nu mai proastă. Mai puțin educată, cu o aprehensiune mai mică înspre studiu. Am văzut odată la televizor, s-a dat ceva, un fragment, o bucățică de actualitate cu anul trecut, cu examenul de bacalaureat. Și era întrebat un puști care a ieșit: ai luat bacalaureatul? Nu, nu l-am luat. Păi și ce o să faci? Ei, ce o să fac? Dar care-i țelul tău în viață? Să câștig bani. Cum să câștigi bani? Jucând alba-neagră, cum naiba să câștigi bani? Ori profesia asta noastră e o profesie în care îți trebuie mult timp până să ajungi să câștigi bani. Întâi, dacă ajungi să câștigi bani. Dacă ajungi să câștigi bani. Da, da. Întâi trebuie să-ți sticăie sufletul și inima când se afișează pe, la vizier acolo, distribuția. Și dacă ești... Doamne, ce fericire! Dacă nu ești... Doamna Dorina Lazăr, mai are sens astăzi, și nu întreb retoric lucrul ăsta, întreb foarte serios, sunt sigur că v-ați gândit la asta. Mai are sens azi meseria de actor? Să fii actor angajat într-un teatru? Vă omor! Întreb. Cum să nu aibă? Are sens? Cum să nu aibă? Dumneavoastră ar trebui odată să veniți, nu știu dacă ați putea să stați pe scenă și să vă uitați printr-o crăpătură la fețele spectatorilor. Acum, în februarie, după un an de zile în care nu s-a jucat, nu am jucat decât de 2 ori la grădină la Herăstrău, am jucat în sală spectacolul lui Dabija Fugari. Da. Vorbesc, pe cuvântul meu de onoare, mi se face pielea de găină, pentru că era o fericire pe scenă la actori care erau pe scenă, dar era o fericire în culise a mașiniștilor, care în sfârșit erau utili și pe urmă la aplauze erau lacrimi în ochii spectatorilor. Dar nu se poate, dar comunicarea aceasta directă între sufletul meu și sufletul dumneavoastră, ea nu se poate face numai, și prin film, mă rog, dar e un transfer de energie care nu poate fi înlocuit cu altceva. Le-a prins bine unora toată oprirea asta, pentru că unii veneau foarte plictisiți la lucru. Indiferent că vorbim aici despre actori sau despre tehnicieni, unii veneau tare plictisiți la lucru. Există oameni cărora le-a prins bine în meseria dumneavoastră pauza asta forțată? Mi-ați pus o întrebare extrem de dificilă, pentru că eu nu mă pot ghida decât după mine și după colegii mei de la teatru, care... toți se plâng că nu jucăm, și tehnicienii și... Păi, dar vedeți noastră pe tehnicienii noștri spunând: Doamnă, dar când mai plecăm în turneu? Doamnă, dar să ne oprim la Miercurea Sibiului, să mâncăm ciolan cu fasole și după aceea să ajungem la Alba Iulia. Doamnă, când mai mergem? Cum o mai fi? Și acum tot așteptăm semnale. Doar s-o mai termina cu tâmpenia asta. Tâmpenie, da... O tâmpenie care ne modifică existența și nu cred că o să mai fie ca înainte ceva. Cum o să fie? Cum credeți că o să fie? Ce vă spune flerul? Ce vă spune experiența? Ce vă spune intuiția mai degrabă? Mie optimismul meu ardelenesc îmi spune că acest COVID va deveni cum e răceala. Da? Sau oreionul. Dar o să intrăm înapoi în sala de teatru cum am făcut-o înainte. Da, cu siguranță. Cu siguranță. Dacă nu cred într-asta, e greu. Să vă povestesc ceva. Am cunoscut o doamnă care a făcut niște cursuri de actorie. Se fac cursuri de actorie pe scară largă acum. Așa cum sunt cursurile de grădinărit, cum sunt cursurile de tâmplărie, cum sunt cursurile de pictură, se fac și cursuri de actorie, care sunt foarte frumoase și foarte utile. N-a făcut doar o dată cursurile astea. A făcut și a doua oară, a început să joace în mișcarea asta de teatru de amatori. A făcut cursuri ca subiect, ca elev, nu ca elev. Instructor. Exact, da, ca elev. Da, da. S-a dus la cursuri și s-a dus și a doua oară, a început să joace și mi-a spus la un moment dat ceva. Ce băi, am avut ocazia să-i văd și pe actorii profesioniști de câteva ori și eu n-aș vrea să fiu așa. Și am întrebat-o de ce. Și mi-a spus, pentru că nu mi-a plăcut în spatele cortinei, noi suntem mai serioși decât ei. Am încheiat citatul. Ne luăm mai în serios ceea ce facem acolo. Ce ziceți de povestea asta? Depinde de subiect. Eu nu cred că Helen Mirren e plictisită de ce face. Nici eu nu cred. Nu? Nici eu nu cred. Adică nu știu. Da. Eu nu cred că Ștefan Iordache a fost vreodată plictisit de ce a făcut. Poate nu i-a plăcut ce avea de făcut. Asta e cu totul altceva. Eu cred că, eu tot spun meseria de actor. Nu, asta este un dar de la Dumnezeu. Și e păcat să-l risipești. Așa e. Măcar trebuie să te străduiești să-l cultivi. Sunt foarte multe lucruri care îți stau împotrivă când vrei să ai gândul ăsta și îți spui că e păcat să risipești așa ceva. Sunt lucruri multe care stau împotrivă. Vedeți dumneavoastră, am întâlnit și eu actori și tineri care au intrat într-o inerție așa și ce bine, săptămâna asta n-am de jucat niciun spectacol. Stau acasă, mă duc la țară, mai tai viță, mai nu știu ce. N-au șansa să ajungă Vali Seciu sau Mariana Micuț sau Rebenciuc. Ori să ducă totdeauna halebarda sau să treacă dintr-o parte într-alta a scenei valetul anonim. Dacă nu ai ambiție și nu să vrei, de multe ori nu poți, de multe ori nu te ajută mijloacele, dar să vrei să faci, să ai bucuria. Eu am fost odată și am văzut un spectacol la Teatrul Notara, Maria Calas, Victoria Coceașu, care era foarte bună, alți colegi de-ai, dom'le, și-a trecut la un moment dat, dintr-o parte, într-alta a scenei, un băiat cu două valize. Nici în ziua de astăzi nu știu cine a fost băiatul ăla, dar atâta mi-a plăcut de tare și atât era de personal și era atât de... Îl vedeai. Știți cum se întâmplă la ora asta? Cine primește un rol de dus valizele, în general, că nu întotdeauna se întâmplă treaba asta, e profund nemulțumit, indiferent cât de tânăr sau de avansat în vârstă e, cât de puțin sau cât de mult cunoscut e. Știu actori care își numără replicile și sunt mulțumiți dacă au text mult și dacă n-au text mult spun, asta e o porcărie, nu mă interesează. Dar asta sunt lucruri din dosul cortinei. Pe dumneavoastră vă mai animă ceea ce îmi spuneți acum? Simțiți vreodată senzația de plictiseală? Nu e plictiseală. Spuneți vreodată, m-am săturat, mă, nu mai vreau? Nu mi-aduc aminte să fi spus vreodată. O să vă dau un exemplu acum pe care l-am mai dat, nu știu, în ceva interviu. Jucam cu Metrele. Da. O piesă canadiană pusese Peter Bocor. Da. Jucam de, nu știu, de câțiva ani. Și eram în scenă cu Adriana Trandafir înainte de să ridica cortina. Și ne-am trezit, actorii sunt supersticioși și credincioși. Și la un moment dat ne-am trezit amândouă făcând, Doamne ajută-ne. Și pe urmă m-am uitat la... Măi, Adriana, noi suntem normale? Totuși jucăm spectacolul ăsta de aproape 10 ani. Dacă eu greșesc, mă salvezi tu. Dacă tu te salvezi, eu... De ce ne e frică? Și am să repet încă o poveste pe care am mai spus-o. De ce vă... De scenă, de replică, de energia din sală, de tine. E o istorie cu Sarah Bernhardt, care avea premieră, și cu o tânără debutantă în loja, în cabina ei. Și Sarah Bernhardt se dădea de ceasul morții, de frică, de emoție, de lipsă de aer, nu știu ce. Și fatița aceea stătea liniștită. Și Sarah Bernhardt a întrebat-o: dar tu nu ai emoții? Și a zis: nu. Ei, când o să ai, o să fii artistă. Punct. Aveți emoții și acum. Deci sunt artistă. Și nu v-ați plictisit, ceea ce e important. Dar cu câțiva anișori în urmă, vreo 3, ați suferit ceea ce... 4? 3? 4? Ați suferit ceea ce dumneavoastră înși vă numiți un act de cruntă umilință. Acum, dacă e să ne aducem aminte de un mare scriitor, onoarea v-a fost reperată. Așa am zis și la tribunal. Ce mai vreți? Chiar. Ce mai vreau? Să spunem pentru cei care nu știu. Ați fost dat afară de la conducerea Teatrului Odeon, a avut loc un proces, ați câștigat procesul, sunteți din nou directorul Teatrului Odeon. Da, pentru 2 ani. E lume care e așa. Ce mai vrea, domnule? Da, ce mai vreți? Eu nu am Facebook. Pentru că nu vreau să mă expun la toate vorbele ce se postează. Dar am văzut și colegi de breaslă, colegi distinși, colegi de breaslă, care în sfârșit s-a făcut dreptate. Un tânăr director de 80 de ani a venit la Teatrul Odeon. Ce-o mai fi vrând și baba asta? Ce mai era? N-am vrut să mor cu dinții în țărână, în primul rând. Cred că sunt un om, sunt scorpion. Sunt un om perseverent, un om tenace, și cred că sunt cu simțul dreptății. Și nu am vrut să mor umilită. Și apropo de ce spuneți dumneavoastră cu reperarea, la un moment dat m-am dus la toate ședințele astea de tribunal. Și la Curtea de Apel, țin minte că în capul meu era că la tribunal, e ca în filmele americane, și se duce actorul la bară și vorbește și susține cauza. Eroare! Eu am amărâtă de încăpere cât este platou, bucățica asta de platou, cu judecătorul care moare de cald, cu avocatul care pledează uneori știind despre ce-i vorba, altădată neavând uzanța cauzei, și cu tine care vrei să vorbești și dacă ai avocat, nu te ascultă nimeni, nu ai voie să vorbești. Și atunci m-am trezit la Curtea de Apel, stând cu mâna ridicată, cât a durat cazul meu. Și pe semne că a excedat judecătorul, a zis: da, doamnă, vorbiți. Am zis 2 vorbe și la sfârșit chiar am zis ce a spus dumneavoastră. Domnule judecător, eu vreau să știu, mie onoarea cine mi-o reperează, domnitică? Mă rog, până la urmă s-a rezolvat. Eu mai am 2 ani și 8 luni de executat, de funcționat. Nu știu dacă Dumnezeu să mă îngăduie să trăiesc 2 ani și 8 luni. Nu știu dacă o să fiu sănătoasă 2 ani și 8 luni. Nu știu dacă o să mai am mintea întreagă 2 ani și 8 luni. Dar cât o să-mi fie mintea întreagă și o să fiu sănătoasă și o să fiu încă vie, aș vrea să refac la Teatrul Odeon ce a fost din punctul în care am plecat. O coerență în gestionarea trupei. Eu cred că la noi la teatru este... Eu așa zic, cea mai bună trupă de tineri care sunt încercați, domnul Cătălin. Ei nu sunt veniți așa și angajați numai decât. Odeon a avut întotdeauna o trupă minunată. Minunată, da. Minunată. Numai că o parte s-au pensionat și mă înjură și în ziua de azi, deși legea a fost așa. Și atunci au trebuit să fie înlocuiți. Și am adus pe acești tineri pe care... care au fost distribuiți, cu care am plecat în turnee, cu care am mâncat, cu care ne-am certat, nu știu ce. Și ei își arată fața și posibilitățile artistice, că la urma urmei pentru asta îi angajez. Și s-au integrat. Și încercăm acum să ducem mai departe ce a fost până acum, să terminăm proiectele și să facem. Deci asta este. Dacă Dumnezeu mă îngăduie, o să mai ne vedem. Dacă nu, asta e. Ce se face? A venit coronavirusul, nu s-a așteptat nimeni. Vă pasă foarte tare de locul ăla. Pentru că, teoretic vorbind, onoarea v-a fost reperată, ați câștigat procesul, sunteți într-o poziție suverană în momentul ăsta, ați putea să le spuneți un la revedere din mers, suveran, distant, servus, la revedere, cum vreți dumneavoastră. Ei bine, nu. Dumneavoastră vreți să continuați, vă leagă ceva de locul ăla. Eu am avut de ales între a urma sfatul multor prieteni de-ai mei, ia-le mă banii, du-te și stai acasă și pleacă în Caraibe. Sau a nu lua niciun leu și a mă întoarce. Procesul a durat 3 ani și 7 luni. În timpul acesta, primii 2 avocați pe care am avut au murit. Amândoi. Doamne Dumnezeule! M-a costat mult procesul acela. Am avut noroc că am luat o avocată, cred că nu se poate să spun acum aici, am luat o avocată care mi-a câștigat procesul și care n-a vrut să-mi ia niciun leu. Și în clipa în care am avut de ales între a le lua banii și a sta acasă și a nu lua niciun leu și a mă întoarce la teatru, dar nici nu m-am gândit o secundă. M-am întors la teatru. Absolut. M-am întors la teatru. Și chiar am niște proiecte pe care le gândisem împreună cu echipa care a rămas în teatru dinainte, de acum 3 ani, pe care mă rog la Dumnezeu să-mi ajute să le fac și vreau. Din tot sufletul vă doresc să se împlinească lucrurile astea. Dar să rămânem un pic la momentul ăsta. În momentul în care ați pierdut poziția, ați fost dat afară din poziția de director, ce s-a întâmplat cu colegii dumneavoastră? Au existat colegi care și-au modificat comportamentul pentru că nu mai erați doamna director? Nu are importanță. Asta există totdeauna și peste tot. Nu are importanță. Okay. Domnul Cătălin, eu sunt în teatrul acesta din 1969. În toamna lui 1969 m-am mutat de la teatrul regional la teatrul Giulești și m-am măritat cu Mihai Lazăr, distins ziarist la radio, care după aceea a venit la televiziune și a funcționat până la Revoluție. Deci 2 lucruri importante. N-am mai plecat nicăieri într-un alt teatru și eu din 69 sunt aici la teatru. Obișnuiesc să spun că eu sunt cea mai veche mobilă a Teatrului Odeon. Dar, apropo de asta, vă rog să mă credeți că știu mobilele, știu recuzita. Măi, Mitică, du-te, recuzitorul nostru, du-te mă și caută undeva, trebuie să fie un fotoliu florentin, îl luăm, îl duci la tâmplărie. Și... Când eram studentă, am fost cerută în căsătorie și trebuia să plec din țară. În diplomație, cu virtualul. Eram în anul 2 și am zis, pentru nimic în lume. Când m-am măritat, tot timpul bărbatul meu m-a învinuit că iubesc mai mult teatrul decât familia. Fata mea acum îmi spune, da, tu iubești mai mult teatru decât familia. Când eram copil, eram frustrată de plecările tale în turneu. Eram disperată și, adevărat, când plecam la spectacol, era durere. Și eu mă bănuiesc că toată viața am iubit teatru mai mult decât propria mea familie. Și eu mă bănuiesc. Poate să fie și foarte frumos lucrul ăsta, nu e neapărat... Eu știu. Poate să fie și foarte frumos, poate să fie și din relația cu colectivul, stânjenitor, când vezi o nebună care tot vrea câte ceva. În orice caz, domnul Cătălin, eu sunt foarte mulțumită de perioada aceasta în care la început am funcționat cu Alexandru Dabija și lui datorăm că teatrul e structurat și a luat-o pe o cale mereu ascendentă. Las în urmă o trupă bine închegată, las în urmă o clădire consolidată, a fost consolidată pe vremea Dabija, dar și restaurată după documentele de la Academia Română, cu meșteri special angajați care au venit să facă fioriturile acelea care sunt. Odeonul e una dintre bijuteriile Bucureștiului. Da. Eu sunt bucuroasă. Și dacă îți face plăcere un lucru, nici nu ți se pare greu. Mi-aduc aminte, vorbeam zilele trecute, nu știu cu ce actor, și mi zic, tu ți-aduci aminte? O zi perfectă din viața noastră era așa. La 8 dimineața la radio, până la 10, și acolo se adunau din toate teatrele. Și se colportau toate bârfele, toate zvonurile, toate repertoriile. La 10 fugeai la repetiție. Nici nu știu cum Dumnezeu. La 10 te duceai la repetiție și seara aveai spectacol. Și nu era fericire mai mare? Vedeți, se întâmplă următorul lucru. Vremurile s-au schimbat profund. Există oameni care sunt bine mersi în viață, dar au pierdut, nu neapărat lupta, ci au pierdut potrivirea cu timpul în care trăiesc. Dumneavoastră aveți un fel foarte direct de a fi și asta cred că e unul dintre lucrurile care vă țin foarte în actualitate. Pe de altă parte, mă gândesc cum reușiți, pentru că nu faceți parte deloc din, cum să spun, din lumea nouă de acum. Cum reușiți să vă împăcați și cu lumea tânără, și cu lumea care face parte din grupa dumneavoastră de vârstă și să conduceți un teatru care e un teatru public și e un teatru public care supraviețuiește bine, e un teatru care nu s-a prăfuit. O să spun foarte direct lucrul ăsta. E un teatru în care nu ți-e rușine să intri și nu ți-e jenă să intri, dimpotrivă. Nu-i ușor lucru. Cum ați făcut treaba asta? Înainte de a vă spune cum am făcut, iartă-mă, mi-aduc aminte că Giugaru, bătrânul Giugaru de la Teatrul Național, care a făcut un primar, un revizor remarcabil și s-au dus la Moscova și a fost întrebat: maestre, cum v-ați construit rolul? Și el a zis: domnule, eu am acasă niște rațe. Și mai tocam la rațe, mai citeam rolul. Mai tocam la rațe, mai citeam rolul. Cred că de firea mea sunt o fire extrem de energică, de optimistă și văd partea plină a paharului. Am fost învățată de mică să fiu foarte luptătoare, prin forța împrejurărilor, că așa s-a întâmplat să fie. Nu mi se pare nimic greu în munca mea pentru teatru. Și ca și Giugaru, mie îmi place să gătesc. Ador să gătesc. Și atunci acasă găteam și pe frigider aveam foi de hârtie. Și mă aduceam aminte ceva, lăsam naibii cuțitul și scriam ce trebuie să fac. Îmi plac foarte mult tinerii. Chiar le fur energia uneori. Vreau să vă spun că atunci când m-au dat afară, soții Grosu de la un teatru mi-au propus să mă duc la ei directoare. Vedeți dumneavoastră, omul îmbătrânește. Eu am 80 de ani. Mulți înainte. Mulțumesc. Dacă nu mă uit în oglindă, și în casă n-am multe oglinzi, eu n-am mai mult de 20 de ani. Îmi pare rău, mintea mea, sufletul meu, percepția mea, vis-a-vis de bucătăria mea, într-o curte alături, acum înfloresc magnoliile. Stau și mă uit și mă umplu de o bucurie și de o energie din cauza asta, din povestea asta, acum nu pot să vă spun. Noi am fost, generația asta noastră tânără care am venit la Giulești, întâi la regional și urmă la Giulești, am fost foarte bine primiți de adulți. Ne-au învățat foarte multe lucruri bune. Și atunci, probabil că asta am învățat și instinctiv și eu sunt deschisă la... Acum, de exemplu, în astea 5 zile de când am venit, 3 dintre regizorii tineri mi-au cerut întâlnire, să vorbim, să... În sfârșit, acum e greu că sunt determinat niște lucruri, e un an mai atipic, dar... Aveți de bifat vreo răzbunare? Aș avea multe, dar... dar mă abțin. Deci ați avea? Da. Mă abțin. Că-mi zic că există un echilibru. Și așa se și dovedește. Există un echilibru pe lumea asta și niciodată dacă dai, nu rămâi nerăsplătit. Și dacă lovești, nu rămâi nerăsplătit. Deci nu vă răzbunați de facto, nu o faceți foarte fin cu lama pe dedesubt. Am o gură cam spurcată, cu gura mai dau, da? Dar n-aș vrea să fac rău cuiva pentru că am gândit odată rău despre cineva care m-a lovit și n-a fost bine și nu. Există un echilibru în viață, există o putere care echilibrează tot. Și poate că, nu știu, poate că n-am întotdeauna, poate, cu siguranță, că nu am întotdeauna dreptate, deși mie mi se pare că am dreptate. Eram foarte curios să aflu un lucru și m-am gândit foarte mult dacă să vă întreb sau nu. Nu, întrebați-mă, că eu nu știu dacă vă răspund. Haideți să vedem. Sunt câteva interviuri, nu multe, cred că vreo 2 sau 3, în care vorbiți despre mama dumneavoastră, care la un moment dat a plecat de acasă. Da. A plecat de acasă, s-a angajat la CFR, după care s-a dus și a făcut actorie. Exact. Nicăieri nu spuneți, sau n-am văzut eu, dacă ați ținut în timp legătura cu mama dumneavoastră după ce a devenit actriță și dacă ați învățat ceva de la ea ca o actriță de la o actriță. Ați vorbit vreodată despre meserie cu mama dumneavoastră? Cu siguranță. Mama mea... Deci, am un tată născut în Ialomița, da, care a făcut școala de brigadier Silvici. A fost repartizat la Hunedoara. Asta se întâmpla probabil în 38, 39, 38, cred. Și-a găsit gazdă la bunicul meu în curte, da? Unde să stea. Bunicul avea o fată frumoasă, dar frumoasă rău, rău. Bunicul e ăla cu damigeana? Ăla cu damigeana. Foarte tare, da. I se făcuseră niște fotografii care ajunseseră la nu știu ce expoziție în Italia. Și bunicii mei l-au plăcut pe tata, om bun, bun. Și hai că să se mărite fata. Ea abia împlinea, la 18 ani m-a născut pe mine. Tata 38 de ani, Holtei bătrân. Diferență mare de mult. Mare diferență. Și s-au însurat, s-au căsătorit. Mama vroia să meargă la bal. Tata umbla, pe vremea aceea nu era autobuz sau cursă să se ducă la Ghelar, la Govâșdie, pe unde se ducea el. Mergea ori pe jos, ori cu bicicleta, ori cu calul. Când venea seara acasă era frânt. Nu avea chef nici de mers la cazină, nici la cinematograf. Și probabil că lucrurile s-au adunat, m-am născut eu și într-o zi mama și-a făcut valiza și nu s-a fost. Se cheamă că v-a părăsit. Da. Ați înțeles-o? Acum da. Da. Atunci stăteam la bunicii mei. Bunica mea m-a iubit fără margini. Și atunci ea a acoperit într-un fel rolul acesta de mamă. După aceea au fost multe chestii complicate, dar pentru că m-ați întrebat de mama. Ea a plecat la Timișoara, s-a angajat la CFR casieră, s-a înscris la conservator, a avut o profesoară, pe sora lui Toni Bulandra, pe Lili Bulandra și pe Braborescu, mare actor la vremea aceea. A terminat facultatea. Mie mi s-a dat voie, cât era ea la Timișoara, să merg cu bunica mea până la ea. Și atunci am văzut-o după vreo 2-3 ani. Ce înseamnă mi s-a dat voie? Tata mi-a dat voie. Eu până la urmă m-am mutat cu tata și am stat cu el și el a fost foarte lovit. El a iubit-o foarte tare. Și el a fost foarte lovit de povestea asta. Și în sfârșit a fost repartizată la Reșița și acolo am fost și am văzut-o. Și la Reșița i-am cunoscut pe niște actori cu care peste 20 de ani aveam să fiu colegă la Giulești. Corrado Negreanu, Lucica Cristian, Mircea Dumitru. Eu am venit la București să dau examen la Facultatea de Filologie, pentru că am avut la toată lumea, am spus de 1.000.000 de ori, o profesoară de română pe care toată lumea o adora. Și cum se dădea, ca și acum, examenul de teatru la Facultatea de Teatru mai înainte, mama mi-a zis, tu nu vrei, că noi suntem, și acum stau acolo, în linie dreaptă, la 150 de metri de Teatru Bulandra și de fostul institut. Tu nu vrei să dai examen la facultate? Hai să dau examen. Am dat, am fost la clasa pregătitoare a Sandei Manu, care mi-a schimbat repertoriu, și am intrat. Și m-a luat meșterul Finteșteanu, am intrat atunci vreo 83, cred că eram la 80-a. Am terminat vreo 52, erau eliminatorii primii 2 ani. Și... multe locuri. Da. 4 clase, da. Dar, apropo de ce spuneați dumneavoastră, dacă am avut discuții, da, cum să nu, sigur că am avut discuții. Eu asta vă întreb, ați învățat lucruri de la dumneavoastră? Domnul Cătălin, mama mea n-a avut parte în Teatrul Bulandra de un statut de care se bucurase la teatru din Brăila sau la Turda, că de la Reșița a fost și la Turda, până la Brăila, în Teatrul Bulandra. Ea nu făcea parte din categoria Ileana Predescu, Clodii Bertola și așa mai departe. Era în treapta a doua. Tocmai de-aia vă întreb dacă ați învățat ceva de la dânsa. Cred că am învățat dragostea față de scenă. Aprecierea... Știți? Ea... Lucian Pintilie... și-a făcut spectacolul de debut la Turda și ea juca în spectacolul lui, era actriță la Turda atunci. După aceea, când a venit la București și el a ajuns regizor la Bulandra, când a fost distribuția de la Dale Carnavalului, i-a zis Cornelia, hai vină încoace că am nevoie de tine, ia o găleată și niște astea și spală tot timpul sala balului. S-au făcut atâtea turnee în străinătate și mama, într-o zi, avea simțul umorului. Mi-a spus, mă, tu îți dai seama că datorită lui Pintilie, spălând podele, am văzut toată Europa. Da. S-a pensionat la 52 de ani și a făcut un cancer și a murit la 54 de ani. Și ultimul ei film a fost cu Ciubotărașul. În care și a lui Ciubotărașul, ultimul film, despre ceva cu pensia, cu scoaterea la pensie, nu mai țin minte. Să le spunem repede celor care ne urmăresc, în 2 vorbe despre bunicul dumneavoastră, a pus deoparte o damigeană de 50 de litri de țuică și este asta să fie pentru mormântarea mea. Și după asta am mai povestit-o. După ce omul s-a dus, s-a desfăcut damigeana, care era cu apă. Da. Verișoara mea, care e în București, o să mă certe că spun toate poveștile astea. Dar de ce să nu le spuneți? Dar mie mi se par atât de nostime, atât de... Mai era o chestie, bunicul meu a fost zidar și amotor la furnalele Siemens Martin. Făcea case, avea ortacii lui, echipă. Și în vremea din urmă s-a apucat să facă gropi de cimitir. Și și-a făcut propria groapă. Și stătea jos în groapă și văcălea, tencuia. Și a trecut cineva și a zis... Na, uite-te că a murit și Țârlea Bace. Și bunicul de acolo. O muri pe dracu. Da. Vă mulțumesc foarte frumos că ați acceptat invitația noastră. Așa repede a trecut. Da. Și câte mai aveam de vorbit. Poate ne mai vedem altă dată și mai povestim. Da? Ar fi foarte frumos. Vă țin pumnii, vă ținem pumnii în ce aveți de făcut. Ați luat o decizie. Angela merge mai departe, din punctul ăsta de vedere. Ați luat o decizie. Dorina merge mai departe. Pentru cine nu știe, Angela merge mai departe e titlul unui film al lui Lucian Bratu. Lucian Bratu și scenariul Evei Sârbu. Exact. Amândoi s-au prăpădit. Și țiu minte că Eva mi-a spus: măi Dorina, am constatat că acest titlu de film, Angela merge mai departe, a devenit o sintagmă pentru perseverența omului de a continua. Dar așa trăiască. Și e. Așa și e. Deci ce-ți facem acum? Pentru cine a prins vremea aia, da. Exact așa spune. Angela merge mai departe. Da. Bine, vă mulțumesc foarte, foarte frumos, să aveți succes în ce faceți și să fiți sănătoasă. Mulțumesc. Și dumneavoastră și noi toți. Tuturor celor care sunt alături de Garantat 100%, mulțumim foarte frumos pentru încredere. Ne vedem săptămâna viitoare. Noapte bună!